Slăvit să fie El. Vă invit să ne ridicăm să citim un cuvânt din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, versetele de la 16 la 18. 2 Corinteni, capitolul 4, versetele de la 16 la 18, cuvântul lui Dumnezeu, ne spune în felul următor. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Deci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumesc fraților din conducere care au acceptat ca în această dimineață să fiu aici, să pot să aduc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumesc fratelui Claudiu care a mijlocit această venire a mea în locul acesta. Spuneam fratelui Lazar... La început, că atunci când am fost data trecută, nu am anunțat că sunt aici, am venit la biserică cu rudele, era acum doi ani aproximativ, perioada Crăciunului, Anului Nou, și Claudiu m-a văzut, atunci am avut un îndemn la rugăciune, nu știu dacă mai țineți minte, dar uh, am fost aici, m-am bucurat să fiu cu dumneavoastră și Claudiu a zis Dar de ce nu mi-ai spus că vii?" Și zis, Claudiu, când mai vin, o să te anunț și... Dacă o să fie posibilitatea să pot să aduc un cuvânt de învățătură, o să vin cu drag și o să slujesc. Domnul să fie binecuvântat. Vreau să încep cu o ilustrație, probabil, care a fost o întâmplare, despre un păstor care a ajuns, după ce a terminat școala de teologie, într-un loc și a început să predice. Predicat despre un subiect, despre altul, despre altul, dar și-a dat seama că toate acele subiecte erau nepopulare adunării. Nu, nu, le, nu, savurau subiectele lui de predică și la un moment dat a fost exasperat, nu mai știa ce să predice și a zis, ce să mai zic? Asta nu-i bine, asta nu-i bine, asta nu-i bine. Și o bătrânică a spus, zice, predică despre comuniștii atei din China. Aici nu avem niciun uh, chinez comunist ateu. Predică liniștit despre ei. Această dimineață, probabil că nu este aici niciun chinez comunist ateu în locul acesta, așa că o să-i lăsăm acolo unde sunt și o să predicăm despre noi, despre cei care suntem aici, de față, pentru că eu cred că de fiecare dată când venim aici, Dumnezeu are ceva să ne spună. Dumnezeu are ceva să aducă în sufletul tău și în sufletul meu. Și ne rugăm ca în această dimineață acest Dumnezeu să atingă viața noastră. Întâlnirea noastră aici să nu fie doar unii cu alții, pentru că mulți oameni se întâlnesc astăzi unii cu alții, ci să fie cu cel care ne schimbă viața, Isus Hristos, binecuvântat să fie El. Tuturor ne place să călătorim sau suntem uneori obligați să călătorim și atunci când ne pornim la un drum, ne pornim cu următorul gând. Plec din România și trebuie să ajung în Statele Unite, așa cum eu am făcut, și mi-am dorit să ajung cu bine la destinație. M-am rugat pentru asta să știți și m-am rugat și pentru drumul înapoi să ajung cu bine. Pentru că fiecare dintre noi, atunci când avem o destinație în minte, o, o vizualizăm și ne dorim tare mult să ajungem ținta pe care ne-am propus-o. Din punct de vedere spiritual, fiecare dintre noi suntem într-o călătorie. Am pornit la un drum. Este experiența celor care conduc și știu bine drumul spre casă, spre exemplu cu mașina, vin de departe, se întâmplă și aici, se întâmplă în Europa, să vin din Germania, din Olanda, spre România și știi foarte bine drumul, ai mai fost pe el. Însă apare un fenomen, mai ales atunci când mai ai puțin până la destinație, apare oboseala și zici, forțez, Vreau să ajung, nu mai vreau să stau să mă odihnesc. Oboseala apare atunci când ești în călătorie. Cuvântul din această dimineață, versetul 16, ce ne spune: De aceea noi nu cădem de oboseală. Din punct de vedere spiritual, suntem într-o călătorie și oboseala poate să apară. Deși viața cu Domnul este entuziastă. Este mereu proaspăt atunci când Îl cunoaștem pe Domnul, suntem înviorați, uh, uh, suntem binecuvântați, suntem întăriți, dar totuși suntem oameni și dacă suntem onești, avem momentele noastre de oboseală spirituală, când ne e greu, când simțim că poate nu o să putem să atingem ținta, să ajungem cu bine la destinație. Și vreau în această dimineață să ne uităm în minutele următoare la un mesaj pe care l-am intitulat Cum să ajungi cu bine la destinație. Pentru că eu cred că este voia lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ajungem cu bine la destinație. Nu doar să ne pornim la drumul acesta spre cer, să ne pocăim, să mergem 5 ani, 10, să mergem uh, 20 de ani, 30 de ani, ci cred că este dorința fiecăruia să finalizăm în împărăția lui Dumnezeu. Să ajungem cu bine acolo, să-L întâlnim pe Dumnezeu și El să ne fie binevoitor. Să avem bucuria aceea în care El să ne privească și noi să-L privim față în față și să, să ne întâlnim cu Cel pe care L-am așteptat și L-am iubit toată viața noastră. Cred că este ținta fiecăruia dintre noi. Și dacă este cineva aici care n-are ca țintă cerul, în această dimineață îi spune numele Domnului, puneți ținta aceasta. Nu există destinație mai bună decât împărăția lui Dumnezeu. Sigur, oamenii călătoresc, au anumite locuri unde le place să fie, dar nu există destinație mai bună decât să fii cu Isus cerul și pământul. Pământul ăsta frumos, cu atâtea lucruri frumoase. Toate acestea vor trece, însă întâlnirea cu Domnul este lucrul care contează. De aceea, pune -ți ținta aceasta dacă nu o ai. Haideți să ne uităm la ceea ce spune aici Sfântul Pavel celor din Corint, să vedem ce au făcut ei ca să nu cadă de oboseală pe drum. Ce au făcut ei ca să ajungă cu bine la destinație. Și văzând ce au făcut ei, să vedem ce putem noi să facem. Învățând din experiența lor, din învățăturile lor, ce pot eu să fac ca să ajung cu bine la destinație, să nu cad de oboseală pe drum, să îmi ating ținta, să ajung acolo unde m-am pornit, la Isus Hristos, Domnul meu și Regele meu. Primul lucru pe care îl găsesc în cuvântul acesta, versetul 16, este că trebuie să fiu interesat de omul meu interior. Spune așa cuvântul Domnului. Chiar dacă omul nostru de afară, trupul, ambalajul, carcasa, se trece, omul nostru dinăuntru, se noiește din zi în zi. Dacă vreau să ajung cu bine la destinație, trebuie să fiu preocupat de omul meu interior. Trebuie să mă preocupe sufletul meu. Atunci când Dumnezeu ne-a creat pe noi, nu ne-a creat doar trup. Sigur, există această învățătură, a fost de mult, diavolul a pus în mintea oamenilor, că suntem doar o aglomerare de atomi. Că nu suntem mai mult decât niște animale evoluate, că nu suntem speciali, ci doar avem așa, am reușit, pe scara evoluției, să fim deasupra celorlalți și să controlăm. Nu este deloc adevărat. Dumnezeu ne-a creat, ai lui suntem binecuvântați să fie numele lui. Și atunci când el ne-a creat și ne-a structurat, ne-a făcut uh, așa cum este el, ne-a făcut cu un om exterior cu trupul acesta, dar a pus în noi și suflet și duh. Adică avem un om interior. Omul fără Dumnezeu este mort din punct de vedere spiritual, spune Biblia. Fiecare dintre noi, până l-am întâlnit pe Domnul, am fost morți în păcatele și în greșelile noastre. N-am avut relație cu Dumnezeu. Omul nostru interior a fost, nu a fost preocuparea noastră. Uitați-vă la lumea din jur. La oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru ce este preocuparea lor? Pentru suflet? Pentru veșnicie? Interesul lor este ce? Acest ambalaj, care se trece și caută cât mai mult să-l întrețină, să-l facă să fie frumos. Apare un fir alb imediat, se ocupă de el. Apare un rid imediat, se ocupă de el. Nu zic că e rău să avem grijă de trup, dar zic că e rău dacă avem grijă doar de trup. Pentru că Biblia spune că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Chiar și trupul nostru va fi răscumpărat, va fi asemenea trupului Fiului său, Iisus Hristos. Dar până atunci, fiecare dintre noi avem un om interior. Și el poate să fie, așa cum spune cuvântul aici, frumos sau poate să fie urât. Omul nostru de afară se trece, este o realitate, așa? -i? Este o vârstă în care, sau până la o vârstă, fiecare dintre noi urcă. Din punct de vedere fizic, urcă, urcă, urcă. Și ajungi undeva la 40, la 40. Da? Și încep să, să cobori. Încep să simți că ai oase. Până atunci poate nu le-ai simțit. Erau acolo, își făceau treaba, susțineau uh, carnea și tot ce ești. În dat încep să simți că ai mână, ai picior, îți dai seama că ai inimă, și omul nostru de afară, spune Scriptura, cât am vrea noi să-l ținem tânăr și frumos ce se întâmplă cu el. Trece. Trece. Și această trecere îmi spune mie și vă spune dumneavoastră că trebuie să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Fiecare zi care, pe care noi o trecem, ne bucurăm de ea, dar ea ne spune: Tu ești mai aproape de întâlnirea cu Dumnezeu astăzi decât ai fost ieri, săptămâna aceasta, decât ai fost săptămâna trecută. Și locul unde Dumnezeu este este un loc numit Sfânt. Este descris ca fiind locul sfințeniei absolute. Acolo nu există păcat, nu există nimic rău. Unde este Dumnezeu, totul este pur, este curat, este imaculat, nu este rău. Și dacă vrem să fim acolo, unde este Dumnezeu, în locul acela sfânt, trebuie să fim interesați de omul nostru interior, să ne sfințim, să ne preocupăm de el. Cum poate să fie sau cum ar trebui să fie această preocupare? Mai întâi ar trebui să fie o preocupare conștientă. Nu mă voi transforma în omul dinăuntru dacă nu-mi asum asta. Să-mi pun țintă. Vreau ca sufletul meu să fie curat. Vreau ca omul meu interior să fie frumos. Vreau ca cei care mă cunosc să vadă mine pe Hristos. Nu se întâmplă automat. Ca să fii rău, nu trebuie să faci niciun efort. Se întâmplă automat. Este natura noastră coruptă, păcătoasă, căzută să vim răi. Și noi știm toți fiecare câte lupte avem cu, cu răutățile din noi. Știm fiecare. Dar ca să fii bun, trebuie să-ți asumi asta. Trebuie să fii conștient de asta. Ca și unul care zice, am un examen de dat. Am un examen de dat. Dar mă rog, Domnului, Domnul să lucreze. Dar eu trebuie să, să fiu conștient, am un examen și trebuie să muncesc pentru asta. Nu se întâmplă automat. Mă rog, Domnului, și cumva, când o să ajung în fața examinatorului și o să am examenul de dat, o să se întâmple o minune și o să reușesc. Trebuie să fiu conștient. Am un examen de dat și trebuie să mă pregătesc pentru asta. Să-mi asum. Într-o zi vom sta în fața marelui examen. În fața lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să ne pregătim. Și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Voi sta și vei sta în fața lui. Preocupă-te de sufletul tău. În mod conștient. Apoi, această preocupare trebuie să fie insistentă. Vedeți, în viață nu ies lucrurile din prima. Și pentru asta, un om uh, care vrea să reușească în ceva, trebuie să-și dea tot interesul, să fie insistent. Mi-amintesc de mine când am învățat să conduc. M-am dus la școală de șofer cam la 30 de ani. Destul de matur. Așa a fost situația. Și mi-amintesc că. M-a pus instructorul în mașină, n-am mai condus până atunci, am avut ocazia. M a pus în mașină și, sigur, un instructor îți spune ce să faci. Faci asta, faci asta. Numai că mi-am dat seama că mâna nu se coordonează cu piciorul, capul nu ajută la toate astea și nu e și acum a vrut instructorul. S-a uitat la mine și a zis, auzi, tu vrei să conduci? De asta să aici. Sigur că vreau. Atunci, faci numai ce spun eu. Dacă nu faci, te dai jos o stricăm așa și împingi. Te dai jos și împingi. N-are rost să o stricăm. Ori faci ce spun, ori... Uh... Mi-a fost un pic frică de ce mi-a spus să stau să împing mașina. Ar fi fost așa, să împingi mașina de școală. Ar fi fost uh, haios, da? Ar fi râs lumea de mine. Și am început să fiu insistent în ceea ce îmi spune să fac. Și încet, încet, și știm fiecare experiență asta, am devenit atât de, de bun la condus încât nu doar că pot să schimb viteza, Aici nu-i problemă, că n-aveți problema asta cu mașinile automate. Ci poți să te uiți și pe telefon, poți să și vorbești cu cineva, deși poate n-ar trebui să fii distras, dar fiind insistent cu un lucru, ai reușit să-l faci. Ești din punct de vedere spiritual. Nu ne ies toate întotdeauna. Îți propui să fii astăzi uh, o soție mai bună, spre exemplu. Și încerci de dimineață să pregătești cafeaua pentru soț. Și așa mai departe, faci toate lucrurile. Dar la un moment dat se întâmplă ceva și nu ți iese. dacă nu mi iese, gata. Îi spun, asta e, am încercat, nu se poate, tu în dreapta e în stânga, n-are rost. Nu, stai interesul. Sau dacă ești o, o, gospodină, ai aflat o rețetă, nu e așa? Ai aflat o rețetă și încerci să o faci. Și mai ales atunci când ai musafir, e posibil să nu ți iasă. Chiar atunci. Vrei să ți iasă și nu ți iese. Aici îi spun soției mele câteodată, măcar nu te lăuda poate că nu vede nu spune. Zic, nu, nu mai îi spune, știi, am vrut să fie așa, dar n-a ieșit, îi spune ei. Poate mă urmărește acum, îi spune ei. <gântu> -i> nu i-am spus că o să dau exemplu ăsta, nici nu m-am gândit la el. Dar îi spune ei, zic, taci din gură, că poate că nu vede. Dar ce faci dacă vrei și îți place rețeta și ai mâncat și știi că e bună? Ce faci? Data viitoare ești mai atentă, te preocupi, da? Și vrei să iasă bine. Dacă ești un om care vrei să faci anumite lucruri cu mâinile tale, Posibil să nu-ți iasă din prima. Dar îți da interesul și vrei să faci și te preocupă. Și pentru că ești insistent, în final o să reușești. O să zici, foarte bine, am reușit. O să te feliciți. Cineva o să te felicite pentru că ai reușit. De ce? Ai fost insistent. Din punct de vedere spiritual, de atâtea ori nu ne ies lucrurile din prima, nici din a doua, nici din a treia. Ce e de făcut? Să abandonăm? Nu! Trebuie să ne asumăm în mod conștient și să fim insistenți în tot ceea ce înseamnă bine. Și acum spune Biblia, dați-vă și voi toate silințele, preocupă-te, fii insistent, nu te lăsa. Ai căzut, ridică-te, Domnul te ajută. Dorința lui e mai mare decât dorința noastră să ne vadă în cer, să știți. N-a stat pe o cruce ca să ne ducem în iad, ci a stat pe o cruce ca să ducă pe mulți fii în slavă, spune Biblia. Vrea să ne ducă pe toți acolo. Dumnezeu a pregătit cerul pentru oameni și iadul a pregătit pentru diavol și îngerii lui. Domnul vrea mai mult decât noi să ajungem cu bine la destinație. Un tată, o mamă așteaptă copilul să vină acasă cu cât drag, cu câtă dorință îl așteaptă. Fiecare își dorește să-și vadă copilul ajuns cu bine acasă. Cred că Tatăl din cerul se uită cu drag spre noi și spune, aștept atunci când vine vremea să fie aici la porți și să-i spun bine ai venit acasă. Preocuparea mea pentru omul interior trebuie să fie conștientă, trebuie să fie insistentă și acest verset trebuie să îmi spune că trebuie să fie permanentă. Spune aici, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din duminică în duminică. Nu zice Biblia. Zice din zi în zi. Adică în mod permanent. Și acum trec prin fața oglinzii. Când vin la biserică, când mă duc la serviciu, când ies în oraș ceva. Nu mă duc așa cu părul, vă voi cum m-am trezit sau eu știu, mă duc la oglindă, mă uit să văd, mă aranjez, mă arăt bine, mi-am aranjat cravata. Da? Mă interesează. Și asta nu o fac, o fac acum că e okay, duminică și o mai fac duminica viitoare. Nu! O fac în mod permanent. Vreau să arăt bine. Vreau ca cei care mă văd, cu care mă întâlnesc, să nu zică, bă, dar n-are oglindă acasă. ce cu el? ce cu ea? Nu? Sunt interesat ca în fiecare zi să arăt bine. Din punct de vedere spiritual, spune Biblia, interesul meu pentru omul interior trebuie să fie zilnic. Adică în pocăință nu există pauză. Aia mi o pauză. Am fost duminică la biserică, slavă Domnului, m-am bucurat, am slujit, m-am închinat, am dăruit. Am, am o pauză până duminica viitoare, că e prea mult. Toată ziua pocăit, toată ziua pocăit. Nu există. În momentul în care facem pauză în pocăință, suntem într-un mare, un mare pericol. De aceea, Sfântul Pavel spune aici, omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Dacă ar fi, au trecut, da, aproape două luni din anul acesta. Să ne notăm pe o scară de la 1 la 10. Cum arată omul nostru dinăuntru? Ce notă ne-am dat? Ce notă ți-ai dat? mai eu știu că noi suntem tare generoși cu noi. Când e vorba cu alții, critică, se curea la rădăcină, da? Cu noi poate că suntem prea generoși uneori. Dacă ar fi să fim onești, unde mă aflu vis-a-vis -vis de frumusețea omului meu interior? Roada Duhului cât se vede? Lucrarea iubirii în viața mea, 1 Corinteni 13, cât se vede? Virtuțile spuse de Sfântul Petru în epistola lui, să unim cu credința fapta și toate celelalte, cât se vede? Despre asta e vorba, omul meu interior să fie frumos. Ați întâlnit, ați întâlnit oameni așa, -i? cu sufletul urât, cu interiorul murdar, oameni cu care poate nu vrei să te întâlnești datorită caracterului. Biblia spune, dacă vreau să ajung cu bine la destinație, trebuie să fiu interesat de caracterul meu, de omul meu interior. John Sununu a fost șeful de stat major al președintelui George Bush Senior. Omul acesta, într-o zi, a fost uh, întrebat de către reporteri următorul lucru. nu așa, domnule Sununu, că este greu să fii în poziția pe care tu o ai? Noi o aveți? Și l-a zis nu. Și reporterii au crezut că n-a înțeles despre ce e vorba. Să fie acolo, război în Irak, tot felul de probleme. Domnule, repetăm întrebarea. E greu să fii în slujba președintelui? La care omul acesta a spus, zice, nu-i deloc greu. Am un singur lucru de făcut. Să plac președintelui. asta e treaba mea. Să-i plac lui. Frații și surori, Trăim într-o lume care ar vrea să ne pună în tiparele ei. Unii ori, comunitățile unde trăim ar vrea să ne pună în tiparele lor. Să ne facă după chipul și asemănarea lor. Un singur lucru ar trebui să ne intereseze. Să plăcem Regelui Regilor. Să plăcem lui Isus, Domnului nostru. El este stăpânul nostru. El ne-a luat în oastea lui. El ne-a pus în familia lui. El vrea să-i plăcem lui. Toate celelalte sunt detalii. Cred din toată inima lucrul acesta și îmi impun să trăiesc potrivit cu această gândire, să plac lui Dumnezeu. E posibil că atunci când caut asta, să nu plac oamenilor. Dar, până la urmă, aprecierea oamenilor contează mai puțin decât aprecierea lui Dumnezeu. Dacă cerul zâmbește, e suficient. Domnul să ne binecuvinteze. Și, dar, dacă vreau să ajung cu bine la destinație, primul lucru pe care îl învăț din cuvântul acesta este să mă preocup de omul meu interior. Apoi, un alt lucru pe care îl găsim în versetul 17 este să acceptăm felul lui Dumnezeu de a lucra în viața noastră. Spune Biblia aici că centistările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult, o greutate veșnică de slavă. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune dacă vrei să nu cazi de oboseală pe drum, dacă vrei să ajungi cu bine la destinație. Acceptă felul lui Dumnezeu de a lucra în viața ta. Și acest cuvânt n-a venit printr-un om care a trăit o viață în puf. N-a fost ca Papa de la Roma. N-a stat pe un scaun papal și să fie plimbat cu mașină și cu slujitori. Ce a fost un om, citim epistolele, dacă ar fi numai cele două către Corinteni pe care le avem, un om care a trecut prin situații foarte dificile, foarte grele, din afară potrivnici, dinăuntru potrivnici atâtea situații complicate în viața lui. Și omul acesta este în măsură să spună că singurul mod în care pot să ajung cu bine la destinație este să mă supun voie lui Dumnezeu. E posibil ca uneori să nu-mi placă această voie. E posibil ca uneori să mi se pară grea. Dar niciodată Dumnezeu nu a greșit în tot ce a făcut. Și toate au un bun sfârșit când El le-a început. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să vedem cum se uită El la întristări, la situațiile din viață. Spune că ci întristările noastre ușoare. Dacă citiți epistolele, veți vedea cât de ușoare au fost. Flământ, nedormit, îmi de pe uscat, îmi de pe mare, îmi de între tâlhari, îmi de uneori în biserici, bătuți, Doborâți, călcați jos, în tot felul de situații foarte grele. Și privind din perspectiva lui Dumnezeu la acestea, El spune: Întristările noastre sunt ușoare. Pavel, cum poți să vorbești așa? Când ai primit lovituri, nu? 40 fără una. Numai, numai una, dacă îți dă cineva, o să se pară grea. Dar tu ai primit atâtea și zici cum? Întristarea aceasta este ușoară. Cum cu picioarele în e simplu? Cum atunci când oamenii vorbesc despre tine și te leapă de ca slujitor și spun, da, cine Pavel? cine e Pavel? E ușor. El alege să se uite din perspectiva lui Dumnezeu și spune câți ani de întristări aș avea. 20, 30, 40 și apoi vine bogăția veșnică de slavă. Și în comparație cu ceea ce îl așteaptă acolo, pentru că asta este realitatea, ce duc aici pentru Dumnezeu, fără să cârtesc, fără să murmur, ci plecându-mă smerit sub uh, crucea lui Isus, acceptând că Dumnezeu este în control, dându-i slavă chiar și atunci când îmi este greu, împlinind cuvântul în Psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, trăind așa, crezând că nu există niciun lucru care să-i scape controlul lui Dumnezeu, ci toate lucrează împreună spre binele meu, lăudându-L pe Dumnezeu, eu mi-adun o comoară veșnică de slavă. Și atunci când pun aceste greutăți din viața asta de pe pământ, în comparație, în cântarul acesta al greutății veșnice de glorie, a lucrurilor pe care nu le putem explica acum, ci le credem și le primim prin credință, atunci ele sunt ușoare. Atunci nu mi se pare greu, ci zic, Doamne, fi bine binecuvântat, oricât ar fi aici de greu. Ceea ce mă așteaptă este glorios. De aceea voi privi aceste lucruri ca fiind ușoare. Voi spune, Pavel, de o clipă. Adică strecătoare. Adică nu țin mult. Poate zici, zice cineva, frate, nu știi prin ce trec eu. De 10 ani. De 20 de ani. Nu-mi știi crucea. Uitați-vă la viața lui Pavel care scrie. El este omul potrivit să scrie asta. Este omul care a trecut prin greu. Probabil niciunul dintre noi n-am trecut pe unde a trecut el. Este omul care știe ce înseamnă greul, dar zice, aceste întristări sunt de o clipă. Și din nou se com compară cu veșnicia. Când se uită la infinit, zice și se gândește, ce e aici o viață de 30 de ani dacă ar fi în fiecare zi să mă bată cineva pentru Dumnezeu? Și să nu mă moare, nu, să mă chinuie. Când urmează infinitul, nu se mai termină răsplata, bucuria și tot ceea ce ne putem noi imagina și mai mult decât ne putem imagina și a pregătit Dumnezeu pentru noi. Zice, tot ce este aici este ca o picătură într-un ocean, ca un bob de nisip pe o plajă întinsă. Este prea puțin. Sunt de o clipă. Apoi spune el despre felul în care Dumnezeu lucrează în viața lui, zice, lucrează pentru noi. Cu alte cuvinte, încercările problemele, dificultățile vieții sunt partenerii noștri în această călătorie. Nu sunt dușmanii noștri. Dacă ar fi să fim onești, împotrivirile, greutățile, cum le privim noi? În general, ca niște dușmani, nu? Făcut să ne, să ne încurce în cale și zicem oh, ce greu e, ce complicat e. Dar Pavel spune că ele lucrează pentru noi. Cum adică? Întristările care vin în viața ta și în viața mea. Încercările prin care trec. Felul în care Dumnezeu permite anumite lucruri sau lucrează anumite lucruri. Acestea toate, care sunt uneori dureroase, complicate, lucrează pentru tine și pentru mine? Așa zice Biblia. Ele lucrează pentru noi, adică ne sunt prieteni. Și este experiența pe care o găsim și o prezintă el în capitolul 12 din aceeași epistolă și spune că a avut experiența întâlnirii cu Domnul în al treilea cer. A fost acolo și a văzut lucruri extraordinare. Nu este îngăduit, spune el, să spunem aceste lucruri, să le rostim și zice cu astfel de om mă voi lăuda. Dar zice, Dumnezeu a făcut ceva ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri mi-a fost pus un țepuș în carne. Capitolul 12, versetul 7. Un sol sau un înger, mai exact, al satanei, care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Imaginează-ți următoarea scenă dimineața când te trezești în loc să te trezești cu o vorbă bună e cineva care te trezește pălmuindu-te. Sus, la muncă, că te trebuie bani. Avem, avem lucruri de plătit. Ce ai toată ziua să dormi? Te trezești cu o pereche de palme. Ce ai zice? O, ce, ce, frumos, ce frumoasă trezire mi s-a făcut astăzi. O să am o zi superbă azi. Uite ce spune Sfântul Pavel aici. Că Dumnezeu a îngăduit în viața lui să fie acolo un sol al satanei care să îl pălmuiască. Adică să-i facă viața grea. Există multe Opinii despre ce înseamnă uh, experiența aceasta a lui. Ideea este că nu a fost simplu. De ce? Pentru că spune versetul 8: De trei ori am rugat pe Domnul să-mi M-a rugat odată, nu mi-a spus nimic. M-a rugat a doua oară, cerul de plumb, n-a zis nimic, Dumnezeu. M-a rugat a treia oară. Pentru că el a știut ce înseamnă rugați-vă neîncetat, stăruiți în rugăciune. Aș știut că Dumnezeu nu poate să lase pe copilul lui fără un răspuns. Am o problemă, vin înaintea Domnului, mă rog și Dumnezeu îmi va vorbi. Că așa este Dumnezeul nostru. El nu este ca idolii muți, spune el în prima epistolă. Da? El este un Dumnezeu care vorbește. Slăvit să fie numele Lui. Și dacă ai o, o problemă în viața ta, roagă-te. Poate n-ai primit răspuns. Roagă-te până când Domnul îți spune ce ai nevoie. Dumnezeul nostru nu este ca idolii cei muți. El vorbește cu noi. Slăvit să fie numele Lui. Dacă îl caut cu toată inima, îl găsesc. Și ce a vorbit Domnul? Pavele, îți văd necazul. Văd că te chinuie acest sol al satanei. O să ți-l iau! Nu l-a luat. A zis, harul meu ți este de ajuns? Puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Cu alte cuvinte, Pavele, n-ai cum să ajungi în cer dacă ăsta nu-i cu tine. Ăsta e ajutorul pe care ți l-am trimis să te ajute să ajungi cu bine la destinație. N-ai cum să ajungi fără el. Degeaba încerc să-l iau, că nu-l iau. Ăsta este ajutorul tău să ajungi în cer. Și am zice, Doamne, ciudate ajutoare ai. Ciudate ajutoare ne trimiți. Să ne ajute să ajungem în cer, să nu ne îngânfăm, pentru că mândria ne doboară. Doamne, cum ăsta mă ajută pe mine? Și Domnul spune, da, ăsta o să fie aici să te pălmuiască, să te țină smerit. Să înțelegi că numai harul meu te face să stai în picioare. Numai harul meu sau numai prin harul meu, într-o zi, vei fi în cer. Ăsta e aici și este ajutorul tău. De aceea, spune el aici, ele lucrează pentru noi. Și acum a spus în Romani 8 cu 28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cineva a tradus uh, cuvântul acesta fiind uh, următor, următoarea traducere. Uh, Dumnezeu amestecă toate lucrurile. Le amestecă. Și le face să fie bune pentru noi. Sau rezultatul lor să fie bun. Este ca și cum uh, se face un medicament. Atunci când faci un medicament în el, există anumite lucruri. Dacă le luai separat, s-ar putea să fie fatale. Să mori. O travă. Dar când sunt puse împreună în cantitățile potrivite, vezi că strece. Vezi că te faci bine. Vezi că te înviorezi. Ei, Dumnezeu le ia toate lucrurile acestea care vin în viața noastră, le amestecă și le face să lucreze pentru binele nostru. De deci, aceea spune Biblia, acceptă felul lui Dumnezeu de a lucra în viața ta. Vezi? În viața noastră vin de toate, vin amestecate. Și dacă le luăm separat, unele ne vor omorâ. Și vor... sunt oameni care spun, dacă așa lucrează Dumnezeu, dacă asta e calea spre cer, nu vreau. Nu vreau. Mie nu-mi trebuie așa ceva. Am crezut că dacă mă pocăiesc și vin la Domnul, toate o să fie ușoare și bune. Și unii noi, predicatorii, ne facem vinovați că vestim o evanghelie în care spunem oamenilor că nu-i cruce, că nu-i greu, că nu-i suferință, că unii ori n-ajungi bolnav, că unii ori n-ajungi în necazuri, că unii ori n în furtună. Nu le spunem adevărul întotdeauna. Le spunem, vinul la Iisus, o să fie totul bine. Sigur că o să fie bine. Dar asta nu înseamnă că nu o să ai parte de momente dificile, de momente complicate. Dar slavă lui Dumnezeu, că atunci când furtuna vine și valul izbește, este cineva care este lângă noi. Atât trebuie să facem să strigăm, Doamne ajută-mă! Doamne izbăvește-mă! Și El nu va trece pe lângă noi, ci va veni și ne va ajuta, binecuvântat să fie numele Lui. Important să acceptăm felul Lui de a lucra în viața noastră. Ne amintesc de o ilustrație care prezintă acest adevăr despre un om care a naufragiat pe o insulă, a fost singurul supraviețuitor de pe o corabie, era acolo, a ajuns acolo și poate că uneori e bună singurătatea, dacă e prea multă, nu ne place. Ne place, suntem ființe comunitare, așa ne-a făcut Dumnezeu. Și a ajuns acolo pe insulă, apele au, ajuns, au, adus la mal anumite lucruri și a construit o corabie, a strâns ce putea să strângă și ca tot omul care trebuie să trăiască, trebuia să mănânce, a mers la vânătoare. Și mereu se ruga lui Dumnezeu, uneori chiar supărat pe Dumnezeu, să-l scape de acolo, să-l scape și să-l scape și să-l scape, să vină cineva, un vas și să-l ia de acolo, că nu-i place. Și într-o zi pe când se întorcea de la vânătoare și a văzut corabi, coliba lui în flăcări. S-a supărat pe Dumnezeu, a căzut pe genunchi și a început să certe cu Dumnezeu. Și a zis, Doamne, nu e suficient că am ajuns aici, nu e suficient că de atâta timp stau singur, m-am tot rugat să mă scapi. Și tot ce am avut eu și am strâns era în colibă asta. Și acum asta a ars. Și s-a supărat pe Dumnezeu, s-a certat cu Dumnezeu. Și a dormit așa, supărat pe Dumnezeu. I s-a întâmplat vreodată să dormi supărat pe Dumnezeu. Nu cel mai bun somn ăsta, să știți. E bine să dormim în păcați cu Dumnezeu. Da, să spunem, Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă, cum a fost azi, tare complicat, dar, Doamne, vreau să-mi dai liniște de plină, un somn bun, vreau să fiu în, în, în acord cu Tine, în, în pace cu Tine. S-a culcat supărat pe Dumnezeu. Însă dimineața de vreme a auzit sunetele unei nave care s-au apropiat de mal. Sigur, a legat repede acolo, a văzut pe oamenii care au lansat o barcă să vină spre el, să-l scape, să-l ia de acolo. Și primul lui cuvânt către oamenii aceia a fost, de unde a știut că sunt aici? S-a uitat la el și au zis, dar nu ai făcut tu ieri un foc mare aici să te vedem? Tu ai dat foc aici, ai făcut un foc mare și noi am văzut că e cineva care ne transmite un semnal că trebuie să-l salvăm, că e un pericol. Și am văzut focul ieri și am venit și până am ajuns la tine s-a făcut dimineață, dar am venit să te salvăm, am Știu că ești aici, tu ne-ai dat semnalul. Atunci el a înțeles că Dumnezeu a îngăduit să ardă coliba ca să-i răspundă la rugăciune, să-l salveze, să-l scape. Știți, uneori în viața noastră vin lucruri de felul acesta, ne arde coliba. Și poate ne, ne culcăm supărați pe Dumnezeu și zicem, Doamne, de ce? Că te-am slujit, că am fost cu inimă curată, ca așa, și spune lui Dumnezeu multe. Dumnezeu zice, tocmai ca să-ți răspund la rugăciune. Uneori, Dumnezeu îngăduie să pierdem anumite lucruri ca să ne răspundă la rugăciuni. Și cea mai importantă rugăciune noastră trebuie să fie asta, Doamne, orice ar fi să pierd în viața asta ori prin câte ar fi să trec în viața asta. Doamne, un singur lucru nu vreau să pierd. Întâlnirea cu tine. Și acea întâlnire să nu fie una plină de groază, ci una plină de bucurie. Biblia spune că noi așteptăm fericita noastră nădejde. Noi așteptăm bucuroși întâlnirea cu Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dar, acceptă felul lui Dumnezeu de a lucra în viața ta. Nu știu prin ce treci, dar știu că Dumnezeu e priceput să amestece toate lucrurile ca să iasă ceva bun pentru tine, pentru că ești copilul lui, ești robul lui, îl iubești și îl slujești. Și zice Domnul în psalmul 91, pentru că mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că și cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Și dar acceptă felul lui de a lucra. Nu te certa cu Dumnezeu. Dumnezeu este prea iubitor ca să-ți facă rău. Este prea bun ca să intervină brutal în viața ta. Și este prea puternic ca să-i scape vreun lucru ca, din controlul lui ca să nu poată să facă pentru tine ceea ce ai nevoie. Și aș vrea să fac și ultima subliniere. Cum să ajung cu bine la destinație? Mai întâi, să am grijă de sufletul meu. Doi, să accept felul lui de a lucra. Să nu mă cer cu Dumnezeu. Să mă supun voii lui. Și apoi, trei, să mă uit la lucrurile care nu se văd. Versetul 18 spune... Pentru că noi, nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. De ce? Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Pavel ne pune aici în fața unui paradox. Zice, eu nu vreau să mă mai uit la ceea ce este în jurul meu. Nu că el a fost cu capul în nori. Că sunt oameni care zic, nu mă interesează ce e în jur. Din punctul ăsta de vedere, sunt cu capul în nori. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu sunt cei mai responsabili oameni care trăiesc pe pământ, cei mai realiști oameni care trăiesc pe pământ. Dar ei nu sunt uh, conduși în viața lor de ceea ce văd, ci de ceea ce cred. Ei nu se raportează la lumea asta doar din perspectiva simțurilor, ci au un alt fel de raportare a credinței. Și spun, lumea asta cu tot ce este pe ea va trece. Dar într-o zi voi fi acolo. La cel în care am crezut, fără să-l văd. La cel pe care l-am iubit și l-am slujit, fără să-l văd. În locul pe care doar l-am visat și l-am crezut, pentru că spune Biblia că este. La răsplata aceea pe care acum nu pot să o văd, dar cred că Dumnezeu răsplătește pe cei care îl caută. Toate acestea, pe Domnul, cerul, răsplata, noi nu le putem vedea. Dar prin credință ne uităm la ele și știm că Dumnezeu este credincios. Și ceea ce a promis. A face pentru noi. Locul pe care l-a pregătit este un loc mai bun, este un loc veșnic, este un loc binecuvântat. De aceea spune, lucrurile care se văd sunt trecătoare. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă în viața asta. Ni le dă ca să ne bucurăm de ele, dar știm că ele sunt trecătoare și noi trecem. Dar sunt lucruri care nu se văd, care sunt veșnice. Dumnezeu, cerul răsplata. Când a fost Moise în situația să aleagă între Splendoarea Egiptului și poziția în Egipt. Și suferința cu poporul lui Dumnezeu, spune Biblia, prin credință el a avut ochii ațintiți spre ce? Spre răsplătire. Putea să o vadă cum? Într-un singur fel. Evrei 11 spune, este un singur mod în care ne putem raporta la Dumnezeu. Prin credință. Prin credință a acceptat revelația lui Dumnezeu. Că tot ce îi pregătește este infinit mai bun decât tot ce ar putea să-i ofere Egiptul. Și a zis, plăcerile de o clipă ale Egiptului nu pot să fie puse alături de ceea ce Dumnezeu mi-a pregătit. Deci i-a putut să facă o alegere corectă. Și a zis, e mai bun ce îmi pregătește Dumnezeu. N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Un om mare a renunțat. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Pentru că a știut că Dumnezeu va răsplăti și va da lucruri pe care acum nu putea să le vadă, dar care erau pregătite pentru el, lucruri veșnice. Într-o zi, un țăran era la câmp și muncea. A trecut uh, un, uh, un om cu dare de mână pe lângă el și-a întrebat, ce faci aici? Muncesc? Dumnezeu mi-a dat familie, trebuie să muncesc, trebuie să-mi câștig pâinea. Bine faci, bine faci. Zice, vezi tu pădurea de acolo, zice omul ăsta arogant. Aia e a mea. Mă duc să o iau, m-am cumpărat, o e a mea. Și creștinul, ca să-i dea, țărăul acesta simplu creștin, ca să-i dea o replică, să-l ajute să vadă lucrurile puțin diferite, a zis, aș vrea să te rog ceva, Domnule. Mă opresc din lucru că văd că e important ce avem de vorbit. Aș vrea să te uiți puțin deasupra pădurii, ce vezi? Ce să văd? Văd păsări care zboară. Ce un pic mai sus, uităte. te Păi văd nori, soarele, nu prea pot să mă uit. Și ce cu asta? Ai pădurea mea. Deci uite-te un pic mai sus. Păi nu pot, e cerul. La care omul acesta creștin simplu spune, ăla e al meu. Ăla e al meu. Deci e important să ne ridicăm ochii de la pădure. Uneori ne uităm spre pădure, zice, mi-e pădurea mea, am acte, am, 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 am. Domnul zice, uite-te un pic mai sus. Lucrurile care nu se văd, acelea sunt ale tale prin Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă noi suntem marcați în viața asta doar de ceea ce vedem, vom cădea. Într-o zi vom cădea. Dar dacă ne uităm prin credință la lucrurile care nu se văd, dar care sunt veșnice, care sunt sigure, pentru că Dumnezeu nu poate să mintă, Dumnezeu ce ne-a promis ne va da, atunci vom țintiți pe locul acela și vom zice, nu contează ce va fi aici. Important este să ajung acolo. Doamne, te iubesc. Indiferent de circunstanțe, sunt al tău. Binecuvântat să fie Domnul. Eu să conclud în această dimineață, amintindu-vă că ne-am pornit la un drum. Suntem pe drumul spre veșnicie. Avem o țintă, cerul, întâlnirea cu Domnul. Dacă vrem să ajungem acolo cu bine, fără surprize, e important să ne uităm la sufletul nostru. În această dimineață te invit să te uiți la sufletul tău. Cum este el? E curat sau murdar? Despre Iov spune Biblia că era un om curat la suflet. Se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Omul tău interior trebuie să fie preocuparea ta zilnică, conștientă, insistentă. Dumnezeu să ne ajute. Apoi acceptă felul lui Dumnezeu de a lucra. Nu te certa cu Dumnezeu. De multe ori nu înțelegem atâtea lucruri. Nici nu trebuie să le înțelegem. Important este să credem că Dumnezeu este în control. Că nu este lucru mare, lucru mic, care să fie în afara controlului lui. Dumnezeu este stăpân. El face tot ce vrea în cer și pe pământ și El își binecuvintează copiii. Acceptă felul lui de a lucra. Nu te certa cu Dumnezeu. Du-te seara liniștit și spune, mulțumesc, Doamne. Sunt lucruri pe care nu le pot controla. Le las în mâna ta. Facă-se voia ta. Și apoi uite-te spre cer. Uite-te spre cer. Lasă pădurea, lasă lucrurile acestei lumi. Dar trăiește responsabil. Dar uite-te spre cer. Acolo este destinația ta. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și fiecare dintre noi să avem o călătorie sigură spre cer și să ajungem cu bine la destinație. Și dacă nu ne mai vedem aici, acolo o să fim, la marea întâlnire. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.